Accidentul s-a produs pe DN6 pe dealul Balota. Cei doi veneau dinspre București și mergeau în Serbia. După ce au trecut de o curbă în care se pare că au intrat cu viteză, șoferul nu a mai putut controla mașina. Autovehiculul a intrat în derapaj, a trecut peste rigola de pe marginea drumului, s-a izbit de un parapet de beton din afara carosabilului și s-a răsturnat la marginea pădurii. Cei doi oameni aflați în mașină au fost grav răniți. Un pacient avea o fractură de claviculă, iar celălalt o plagă parietală, contuză. Am făcut imobilizarea pacienților și tratamentele necesare, dar nu, accidentul nu a implicat afectarea funcțiilor vitale. Polițiștii spun că viteza a fost cauza acestui accident. Conducătorul autoturismului marca Ford Focus se circula pe DN6 imediat la coborârea dealului Balota pe fondul carosabilului umed și vitezei neadaptate de la acest carosabil a derapat și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Răniții au fost transportați la spital unde au rămas sub supraveghere medicală și au fost supuși unor investigații medicale suplimentare.